Diana în seara aceasta le spunea fetelor că s-a simțit în așpa când a fost la capricii, pentru că din cauza acestei situații, pentru că pare că ea suferă. Ok, am zis că m-a afectat situația, dar nici chiar așa, mai spunea ea. De la o cunoaștere ce am avut, acum pare că mare suferință ce am. Apoi s-a discutat despre datul cu părerea și spunea Diana că da, nu sunt de acord să îți dai cu părerea despre probleme personale, familiale, dar așa despre ce se întâmplă în casă ne dăm cu toții cu părerea și nu așa că ne trezim noi să vorbim, ci pentru că suntem întrebați. Așadar, Diana spune că nu suferă atât de mult pe cât pare am văzut că mai multor concurenții li se pare că se exagerează mult, că se face din țânțar armăsar, chiar în seara aceasta am auzit pe Ionela spunând asta și Diana spunea că a fost o cunoaștere, că a afectat-o, dar nu așa să sufere atât de mult.